Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bun găsit la ZF deschiderea de astăzi. Stau de vorbă cu Liviu Popescu, editor ZF pe Piața de Capital, alături de care voi încerca să discut despre cum evoluează lucrurile la Bursa de Valori București, ce s-a întâmplat vineri și ce așteptăm săptămâna asta. Liviu, neața, mulțumesc că ești alături de noi. Salut, salut TV! Mai înainte de toate, aș vrea să vorbim puțin despre ce s-a întâmplat vineri, în ședința de vineri, și mă refer în special la noua emisiune de titluri de stat Fidelis a Ministerului de Finanțe, cea de-a cincea emisiune, care va începe astăzi, 13 septembrie. Este o emisiune adresată exclusiv persoanelor fizice și structurată pe trei tranșe. Tu ai scris mai multe vineri, Liviu. Ce caracteristici are această ediție? Care sunt dobânzile și cum ți se pare oferta? De astăzi și până pe 1 octombrie, așadar pe parcursul a 3 săptămâni, micii investitori pot subscrie din nou într-o nouă emisiune de titluri de stat. Avem 3 tranșe, așa cum ai spus și tu, una în lei cu scadența de un an și o dobândă de 3,25% pe an, cealaltă pe 3 ani cu o dobândă de 3,75% și avem și în euro, așa cum ne-a obișnuit statul român, 1,6% pe an, scadența 5 ani. Dobânzile, așa cum am scris astăzi și în ziar, am discutat cu câțiva analiști, sunt mai mari ca la precedenta emisiune de titluri de stat din iulie, doar că vedem că, iată, sunt sub rata inflației. INS a anunțat vineri undeva la 5,3% inflație. Așadar, la 5-a emisiune de titluri de stat Fidelis, până acum în cele 4 din august 2020 încoace, de la prima, deci din august 2020 încoace, statul român a atras circa 7 miliarde de lei de la mici investitori. Precedenta din iulie a avut și cel mai mic interes, undeva la 950 de milioane de lei. Mă gândesc aici că devină, cu ghilimele de rigoare, pentru acest interes mai scăzut ar putea fi dobânzile de data trecută, cât și faptul că s-a suprapus cu oferta de listare a dezvoltatorului One. Aș mai menționa că tot astăzi este și data estimată a plății acțiunilor gratuite distribuite de Banca Transilvania în raport de 1 la 10, deci investitorilor vor fi încărcate acțiuni în cont. Iar referitor la tot la ce s-a întâmplat vineri, după închiderea ședinței, Teraplast Bistrița a anunțat că a încheiat un acord cu Brixton Construction Solutions pentru preluarea producției de folii din polietilen ale producătorului din Sighișoara, urmând a transfera activele pe platforma Somplast din Năsăud. Valoarea tranzacției încă nu se cunoaște, nu a fost făcută publică. Să vedem care va fi reacția la bursă astăzi. Și uite, o știre cu impact pentru perioada următoare, chiar dacă nu am văzut atât de mare o reacție atât de puternică pe cât ar fi trebuit sau pe când au învățat companiile Teraplast, MedLife, atunci când a fost făcut anunțul de includere în indicele principal, One United și Transport Trade Services din 20 septembrie incluse în indicele principal datorită lichidității, datorită capitalizării, fiind și cele mai recente companii de pe segmentul principal. Vineri, la un moment dat, acțiunile One chiar intraseră în teritoriul negativ, închiderea a fost ușor în teritoriul pozitiv, la fel am avut și la Transport Trade Services. Cam asta am scris eu în ziarul de astăzi. Cum sunt lucrurile la tine, TV? Pentru că, fiind o discuție între doi ziariști, este dificil de adus în discuție de ce a crescut bursa sau de ce a scăzut bursa, mai ales că, iată, putem vorbi și de unele companii, pentru că, deci nu vineri, am văzut o scădere destul de abruptă pe finalul ședinței. Bursa a fost trasă în jos în principiu, în mare parte de Petrom, pentru că în ședința precedentă, joi, am văzut o creștere substanțială pe final, tot de la Petrom. Tu ce ai scris astăzi în ziar? Într-adevăr, nu putem decât să constatăm lucruri, ca să spun așa. Am analizat în ediția de astăzi a ZF cum au evoluat companiile listate pe segmentul secundar aero în ultimii companiile listate în ultimii 2 ani, 2019-2021, practic de la iHunt încoace, și am calculat randamente chiar și de 1772%, cum este cazul companiei de securitate cibernetică SafeTech Innovations.
la care investitorii care au participat în plasamentul privat anterior listării practic și-au multiplicat investiția de 18,7 ori, acesta iar fiind cel mai mare randament din rândul companiilor analizate. Este un calcul pe care l-am făcut luând în considerare și majorările de capital social cu acțiuni gratuite și am pornit de la 1000 de acțiuni cumpărate în plasamentul privat și rata de alocare a acțiunilor gratuite. Majorările de capital social cu aport în numerar nu le-am inclus în calcul și am observat că în cazul a 5 companii, care de altfel au și cele mai ridicate randamente, aceste operațiuni, distribuirea de acțiuni gratuite, au dus randamentele la respectivele plasamente la peste 100%. Avem creșteri de 719% la Norofert, 591% la iHunt, care a realizat o listare tehnică, iar prețul de referință fiind cel din prima ședință de tranzacționare, 324% la Agrolem Business System, 159% la Raico Transilvania, 135% la Mambri Colaj și 133% la Simtel. Dar avem pe de altă parte și companii care se tranzacționează sub prețul din plasamentul privat, 6 la număr, toate listate în 2021, din martie încoace. Deci am putea spune că nici nu au apucat să confirme sau să livreze, dar nicio evoluție bună după listare nu au avut. Avem Bonas Import Export, minus 54%, Appraisal and Valuation, minus 24%, Vifrana, minus 15,3%, Visual Fund, minus 7,9% și Star Residence Invest, minus 4,1%. Sunt în total 20 de companii în această analiză. Mă gândesc aici, Tibi, că ideea materialului a pornit de la faptul că, iată, cele mai recente plasamente private de la bursă, vorbesc de Appraisal and Valuation, cât și Addis, au început cu stângul, putem spune, mai ales în cazul Appraisal, o prăbușire destul de abruptă, undeva la 24%. Am văzut o scădere și vineri, am văzut și la Addis o scădere vineri, undeva la 5%. Deci, iată, asta trebuie să știe investitorii, că, mai ales cei care intră în plasamentul privat, că cel mai probabil acea vreme a randamentelor de două cifre față de plasamentul privat nu se va mai repeta cât de curând, așa cum aveam la început, aveam în primăvară. Și aici aș fi curios, la polul opus, la SafeTech, cine a adus până acum cea mai abruptă scădere, cele mai mari pierderi? Da, la polul opus față de SafeTech este producătorul clujean de lactate, Bonas Import Export, cum spuneam, o scădere de 54% a cotației față de prețul din plasamentul privat, Appraisal and Valuation, cum menționai tu, minus 24%, producătorul de vinuri ecologice Vifrana, un minus de 15,3%, Olviu cu compania Visual Fan, minus 7,9% și compania din imobiliare, Star Residence Invest, minus 4,1%. Pe de altă parte, apropo de randamente ridicate aduse de acțiunile românești, în ediția de vineri a ziarului financiar am avut o altă analiză cu societățile care au dublat banii investitorilor în ultimul an, în ultimele 12 luni, cel puțin dublat, pentru că vorbim de creșteri chiar și de 623%, cum este cazul companiei de imobiliare LCS Imobiliar Cluj-Napoca. Vorbim de creșteri de peste 100% la o dinamică a indicelui principal B de 35,5% în ultimul an. În total sunt 28 de companii listate la BVB care înregistrează avans de peste 100%, însă doar 15 au lichiditate mai mare de 1 milion de lei și pe acelea le-am luat în considerare. Mai avem Mecanică Fină, un plus de 497%, iHunt am menționat mai devreme, Chim Complex Borzești, plus 417%, BRK Financial Group, avans de 369%, și avem și două companii din BET, din prima ligă bursieră, singurele de altfel, Teraplast Bistrița, plus 265%, și MedLife, creștere de 173%, calcule realizate la prețul de închidere din 8 septembrie. Deci avem performări și pe piața aero, dar și pe piața principală, dar mare atenție la acțiuni în sensul unei selectivități mai mare.
Și aici o să intervin eu și o să zic că e doar o parte a poveștii, o să mă uit în zilele următoare și care acțiuni au adus cele mai mari pierderi investitorilor, pentru că până la urmă la bursă nu e vorba doar de câștiguri. Exact. Un investitor trebuie să fie conștient că riscul la bursă este unul foarte ridicat. Și apropo de ce pregătim în perioada următoare, Tibi, ca să anticipez și o posibilă întrebare a ta, în aceste zile o să analizăm multiplii de tranzacționare ai companiilor din PET pe baza rezultatelor la 6 luni, să vedem cât de supraevaluate sau cât de subevaluate sunt companiile din PET. În sectorul bancar o să fie destul de ușor, pentru că avem două societăți care activează în sectorul bancar. La energie, și aproximativ, pentru că sunt și companii de utilități, avem și producători. Pe de altă parte, vedem MedLife, singura companie din sector. Ce o să putem să facem după acest material este să luăm cele mai mari companii din sectoare. De exemplu, la o primă idee, sectorul imobiliar, One United și Impact, tot pentru a vedea cum se prezintă pe baza multiplilor pe fondul acestor rezultate la 6 luni. Și am mai observat un aspect. Vineri au început să apară și rapoartele semestriale pentru fondurile de pensii pilon 2. Reamintesc aici că fondurile de pensii sunt obligate de ASF să publice trimestrial structura detaliată a investițiilor. Un prim fond pe care l-am găsit vineri, AZT Viitorul Tău, la o primă vedere nu am văzut ieșiri și nici noi intrări. Va trebui să calculăm, să vedem ce tranzacții a făcut administratorul în al doilea trimestru. Așadar, până la finalul lunii, toate cele 7 fonduri vor trebui să publice rapoartele aferente primului semestru, rapoarte din care vom putea afla și investiția la Transport Trade Services. NN deja a publicat pentru că a depășit acel prag de raportare legală în cazul TTS. Pentru One, raportările vor veni la T3, deci undeva pe finalul anului. Bine, Liviu, cam atât pentru astăzi. Îți mulțumesc mult pentru discuție, o zi cu sporție și o săptămână profitabilă celor care ne ascultă. Doamnelor, domnilor, încheiem aici ZF Deschiderea de astăzi. Eu sunt Tibi Oprea și am stat de vorbă cu Liviu Popescu. Vă mulțumim pentru atenție. Ne reauzim mâine dimineață. Cele bune! Știu ce spun. Crește economia, dar nu pentru toți. Efectele crizei o vom vedea în 2-3 ani. Ascunde în spate o bombă. Știu ce te interesează. Facturile ar putea crește cu 80%. Florin Câț nu știe cât e prețul la pâine. Cât reușim să-i prostim pe oamenii ăștia? Știu cum să te fac curios. USR Plus și PNL sunt la cuțite. Situația este foarte complicată, va curge mult sânge. Știu cum să te emoționez. România suferă. Ion Caramitru și Ivan Pațaichin au murit. A inspirat și a motivat generații întregi de tine. Știu să conving. Este o veste care arată cât de prost este în continuare sistemul. Da, dar hai să privim partea bună a lucrurilor. Este adevărul, nu pot să mă contrazic. Este o tâmpenie. N-ai ce să faci. Știu să câștig. Irina a avut o strategie foarte bună. Irina, ești câștigătoare. Felicitări, Hofi, pentru meci. Știu, deci știi.